actual și viitor, asupra situației dramatice în care ne aflăm noi, sectorul 2, în această perioadă de campanie electorală, când, sigur, înțelegem, este o luptă, dar este bine ca lupta asta să fie pe proiecte, pe programe și nu la propriu cu violență. Avem aici doamna care a luat un ridic, chiar o vorbă astăzi. Da, nu suntem lăsați. Toate tentativele de a monta prisme, așa cum se obișnuiește într-o campanie electorală, în sector, știu foarte bine. Sunt aici o mică parte dintre colegii, sunt fete care s-au apăsat de prisme, sunt colegii noștri care au fost alergați cu pistolul pe stradă, copiii de 20 de ani. Am spus, nu cred că se mai întâmplă undeva în țară, iar în lume. Azi noaptea au început să dea jos și benerele domnului Sorin Oprescu. Primarul nostru este susținut de USR, sectorul 2. Noi suntem aici și ne dorim din toată inima să obținem un scor și politic și pentru primăria sectorului 2. Iar despre primăria capitalei nu mai vorbim. Tot ce se întâmplă, sunt ani de urmă care să răspundă până. Așa suntem noi neputinuți. Nu vorbesc de istoria apropiată, fără să... Și planul pentru asta. Da, asta este, să ne fie învățat de noi. Chestiunea asta în felul următor. Probabil că, nu probabil, ci sigur, referindu-mă la chestia asta de s-a întâmplat, ca să nu se mai întâmple și în altă parte, nici în sectorul 2, o să iasă domnul Frumos, o să iasă astăzi, mâine o să iasă Plădica, apoi mâine o să iasă și organizația de... Asta ca să întrețin această chestie și să fie liniștească puțin că este singurul aparat și singura structură de care mai au fel. Faptul că sunt comunicate toate lucrurile astea sub forma lor adevărată, mai ales că lucrurile s-ar chiar s-au întâmplat. Asta începem să o facem. Cred că rămâne de bază, pe lângă partea asta neapărat de afișa și de întrunirile pe care le aveți, mai o să vorbiți și cu băieții mei, că de-aia am venit cu oliotul după mine. Nu e gașcă, sunt oamenii cu care am interes de 4 ani de zile, pe care îi și știți. Să putem să vă ajutăm și noi, dar că votează foarte mult cu scop. Încercam să-l încurajez pe domnul Frumos, ca să putem să aibă oamenii să-și manifeste ce au de manifestat acolo și să nu își ascuipați cu urmă și puțin tot. La USR, o are candidat la primăria sectorului. Da, e mulțumesc!